Severin Enie se grăbesc să-și plătească dările încă de la începutul anului. 2020 a început în forță pentru angajații Direcției de Taxe și Impozite Locale. Zeci de persoane s-au așezat la coadă să-și plătească datoriile chiar din primele zile ale acestui an. Încă de la primele ore, zeci de severineni s-au așezat la coadă pentru a-și plăti taxele și impozitele pe anul 2020. Conștiincioși, oamenii au venit la ghișeele Direcției de Taxe și Impozite Locale cu gândul să plătească primii impozitele pentru a beneficia de reducerea promisă de autorități. Severinenii și-au plătit dările atât pentru noul an, cât și pe cele restante anului 2019. La nivelul ghișeelor Direcției de Impozite și Taxe s-au prezentat urmă de 347 de contribuabili care și-au achitat impozitele atât restante pentru anul 2019, cât și pentru anul 2020. Totodată, pe platforma ghișeu.ro, de la începutul anului, de la 1 ianuarie și până în data de 6 ianuarie, au fost efectuate 38 de plăți electronice și cu plata cu cardul 37 de persoane pe posturi. În ceea ce privește numărul mare de contribuabili, nu am sesizat o astfel de activitate, deoarece, având mai multe facilități și mai multe modalități de plată, fiecare a ales modalitatea aceea de a elimina statul la cozile Direcției de Impozite și Taxe. Reprezentanții municipalității au declarat că toți cei care vor plăti integral impozitul până la 31 martie vor beneficia de bonificația de 10%. Persoanele fizice care achită până la data de 31 martie 2020 beneficiază de o bonificație de 10%, iar persoanele juridice care achită tot până la data de 31 martie beneficiază de o bonificație de 5%. Taxele și impozitele pot fi plătite la toate ghișeele Direcției de Taxe și Impozite Locale deschise pe raza municipiului Drobeta-Turnu-Severin. De asemenea, taxele locale pot fi plătite și online, accesând platforma ghișeul.ro.